есть еще пару регионов, которые не успели съездить в Москву, им тоже будет перечисляться на карту. А вот все остальное, то, что людям передавалось и каким-то образом не дошло, будем думать, что делать. Cu trei zile înainte de alegerile prezidențiale și referendumul constituțional de aderare la UE programate pentru 20 octombrie, prim-ministrul Dorin Recean a făcut o adresare către cetățeni. Premierul i-a atenționat pe moldoveni să nu se lase înșelați de grupările criminale, care distribuie minciuni în spațiul public pentru a compromite cele două scrutine. Într-o adresare video publicată în seara de 17 octombrie, șeful cabinetului de miniștri a vorbit despre tentativele de fraudare a procesului electoral depistate de oamenii legii. Vă atrag atenția că o grupare de hoți încearcă să amăgească oamenii, să le promită bani, să le transmită informații false, să-i sune și să-i mintă. Rog toți cetățenii să fie atenți. Această grupare spune minciuni și îi cheamă pe oameni să facă lucruri ilegale. Vă rog să nu-i credeți. Țara noastră se află într-un moment de răscruce. Potrivit lui Recean, persoane din țară, precum și din străinătate, nu-și doresc o Moldovă puternică și independentă în care poporul își decide soarta. Premierul a anunțat că în ultima perioadă s-au intensificat tentativele de destabilizare a situației de către grupările criminale controlate din exterior. Prim-ministrul susține că doar în ultima lună oamenii legii au depistat peste 130.000 de oameni plătiți să-și vândă votul și au confiscat circa 15 milioane de euro. Inspectoratul General al Poliției a făcut 350 de percheziții pe cauze penale, a reținut sute de infractori, a pus peste 250 de amenzi, a ridicat zeci de milioane de lei, bani murdari pregătiți pentru comiterea de infracțiuni. Gruparea criminală plănuiește să sune sute de mii de oameni în ziua votului pentru a-i speria, minți sau promite mită electorală. Oficialul a dat asigurări că instituțiile statului își vor face datoria și vor proteja votul liber al cetățenilor și procesele democratice. Dorin Recean i-a îndemnat pe moldoveni să iasă duminică 20 octombrie la urne pentru a apăra prin vot viitorul copiilor și al țării, pentru a trăi în libertate și pace. Amintim că pentru fotoliul de președinte al țării luptă 11 candidați. De asemenea, pentru participarea la referendumul constituțional privind aderarea țării la UE sau în registrat 15 formațiuni. Două dintre ele, Partidul Comuniștilor și Renaștere, au ales să nu promoveze parcursul european al țării. Mai mulți tineri moldoveni au fost instruiți de membrii structurilor private militare Ferma și Wagner pentru organizarea destabilizărilor în Republica Moldova în contextul alegerilor prezidențiale și a referendumului. Ei erau pregătiți în Serbia, Bosnia și Herțegovina, iar costurile deplasărilor au fost finanțate de oligarhul fugar Ilan Șor prin intermediul ONG-ului Eurasia. Informațiile au fost dezvăluite într-un briefing susținut de șefii SIS, PC Cox și IGP. Potrivit directorului Serviciului de Informații și Securitate Alexandru Musteață, unele persoane au fost selectate pentru antrenamente mai avansate în tabere de gherilă. Majoritatea instruirilor s-au desfășurat de la începutul lunii septembrie și până în mijlocul lunii octombrie. Programul de antrenament includea, dar nu se limitează la asta, includea tactici de provocare a organelor de menținere a ordinii publice, utilizarea armelor și unor obiecte pentru provocarea daunelor fizice non-letale, psihologia maselor, confruntarea fizică cu forțele de ordine în timpul protestelor, confecționarea și utilizarea articolelor de incendiere și explozibililor artizanale, manevrarea dronilor. În prezent, 4 cetățeni ai Republicii Moldova care au participat la aceste antrenamente sunt plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Totodată, alți 100 de tineri au fost instruiți într-o tabără de odihnă din suburbia Moscovei. Potrivit poliției, începând cu luna mai, în Federația Rusă au plecat peste 300 de tineri sub pretextul participării la un program cultural și turistic. Doar 100 dintre ei au acceptat să participe la instruiri. Aceștia sunt membri ai formațiunii politice afiliate Partidului Șor, declarat neconstituțional. Indivizii erau instruiți pentru organizarea protestelor, a destabilizărilor în masă, utilizarea armelor, dronelor și confruntarea cu forțele de ordine. Manifestațiile ar fi fost organizate sub pretextul scoaterii din cursa electorală a unor candidați la funcția de președinte și falsificarea alegerilor. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a informat că au fost efectuate circa 90 de percheziții
investiții în țară, fiind ridicați bani în diferite valute, cum ar fi euro, dolari, hrivne. Se presupune că aceștia erau destinați finanțării protestelor ce ar degenera în dezordini în masă. Doar pe parcursul ultimilor zile, într-adevăr, în cadrul măsurilor de urmărire penală și perchizițiilor realizate, s-a reușit ridicarea atât a mijloacelor financiare de la aceste persoane, în jur de peste 1.600.000 de lei, dar și alte obiecte, instrumente utilizate sau necesare a fi utilizate în procesul de destabilizare. La sfârșitul lunii septembrie, oamenii legii au anunțat că desfășoară percheziții în cadrul unui dosar penal privind planificarea și organizarea destabilizărilor în masă. Sediile Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a Guvernului, Curții Supreme de Justiție și Teleradio Moldova au fost vandalizate, fiind stropite cu vopsea. IGP a explicat că în spatele acestor acțiuni stă un grup de tineri care au fost recrutați și instruiți la Moscova pentru a vandaliza instituțiile statului. Doi tineri au fost reținuți. Ei au primit 5.000 de euro pentru actul împotriva clădirii executivului. Aceștia au fost arestați preventiv. La începutul lunii, ministrul afacerilor interne Adrian Efros a spus că peste 13 persoane care sunt suspectate de implicare în vandalizarea sediilor instituțiilor de stat au fost reținute. Potrivit legii, aceste fapte se pedepsesc cu până la 8 ani de închisoare. Este și paru regiunii care nu au reușit să merg în Moscova, им тоже будет перечисляться на карту. А вот все остальное, то, что людям передавалось и каким-то образом не дошло, будем думать, что делать. Pe 16 octombrie, în presă a apărut un video în care deputata independentă Marina Tauber discută cu presupuși membri și susținători ai blocului Victoria, fondat de oligarhul fugar Ilan Șor. În cadrul videoconferinței, participanții au întrebat de ce nu au primit banii promiși din Rusia pentru perioada aprilie-iulie. Fostul vicepretor al sectorului Ciocana, Oleg Suslov, reprezentant al Partidului Renaștere, a subliniat că membrii formațiunii politice Șansă, de asemenea asociate cu Șor, ar trebui să primească o recompensă de 1000 de lei pentru acea perioadă. Нет, они не получат. Абсолютно все активисты, они получили до марта, апрель, май, июнь и июль. Не планируется никаких выплат. Планируется вот сейчас выплата абсолютно всем за август. De asemenea, Tauber a dat asigurări că în timpul campaniei electorale vor fi alocați bani pentru toți membrii blocului. Будет дублироваться, то есть оплачиваться. Еще раз, туда входят месяцы кампании. După ce această înregistrare video a devenit publică, Marina Tauber a organizat o conferință de presă. Deputata independentă a calificat drept false toate acuzațiile de corupție. Tauber a subliniat că promovarea tuturor ideilor politice are loc pe bază de voluntariat și că activiștii sunt angajați oficial. Mulți cetățeni au semnat binevol, oficial, contracte de muncă cu Asociația Eurazia și primesc oficial remunerare pentru activitatea în această organizație. Exact așa cum multiple fundații străine finanțează tot ce se mișcă în Moldova. În ceea ce privește înregistrarea video în care Tauber și presupușii membrii ai blocului Victoria discută despre recompensă, deputata nu a oferit niciun detaliu. Оставлю без комментариев вопрос, насколько это видео действительно соответствует реальности, потому что, повторюсь, данное совещание было в начале августа, и для того, чтобы провести и собственную экспертизу, и если надо, со специалистами, понадобится время. Таубер a sugerat că această înregistrare video a apărut în spațiul public pentru a pregăti societatea pentru un posibil arest al său. Amintim că în ultimele luni autoritățile de drept au efectuat zeci de percheziții la reprezentanți și susținători ai blocului Victoria, în cadrul unei cauze penale privind mită electorală, spălare de bani și finanțarea ilegală a partidelor. Ultimele acțiuni de investigații au avut loc în municipiul Bălți, desfășurându-se timp de două zile la rând, pe 15 și 16 octombrie. Forțele de ordine au confiscat telefoane mobile, bani și diverse documente.